seara, bine v-am regăsit la marți 13. Trei ceasuri rele, mai rău decât că stau lângă Serghei Mizil, nu mi se mai poate întâmpla. Dar există și părți bune ale zilei de marți 13, asta dacă suntem superstițioși. Tu ești superstițios, domnule? Nu. Nu. N-ai asta cu pisica neagră, cu... Nu, doamne. Eu dau și cu mașina înapoi. Dacă văd pisică neagră, dau cu mașina înapoi, scuip de trei ori, în fine, peste dar... cap. Se fac trei pași în spate, se scuipă de trei ori peste cap. Asta, păi n-ai cum să scuip peste cap, că n-ai cum, n-am apucat să... Faci așa, uite așa. Ia zi, încă acum. Unu, doi, trei. Și de multe ori te scuip singură, n-ai ce. Păi cam asta se întâmplă, eu scuip în față. Am dezvăluit deja invitația, avem o seară specială pentru că îl sărbătorim pe un mare maestru al scenei românești. Este vorba de Iurie Darie, care, nu spunem, spunem câți ani împlinește, 83, da? Da. Fix la 12 noaptea, născut pe 14 martie, Pești. Da. Ce zodie sunteți? Vărsător. Vărsător cu pești, deci unul după altul. Da. Vărsătorul, o zodie altruistă, generoasă, cât mă pricep eu la zodie, da, așa, vorbă reață. Da. Și bineînțeles, surpriza asta o datorăm prietenului emisiunii noastre, ca să zic mulțumesc așa. Mulțumesc tare mult. Domnului senator Marius Marinescu. Mulțumesc în suflet. Suntem așa. Mă bucur că suntem alături de voi, dar vorbeați despre superstiții. Eu spun că primul ministru e superstițios. De ce în urmă cu două săptămâni primesc un telefon de la Guvernul României, de la o doamnă Lefte, parcă se numea Cecilia, și doamna respectivă, angajată a guvernului, m-a rugat pe mine să trimit eu pe cineva să prindă cele 6 pisici negre din Guvernul României. Glumă sau? Eu am crezut că e glumă prima dată. Am lăsat-o să vorbească și am spus, domnule, dar cum? Sunt numai negre? Zice, numai negre. Și unde sunt? În Guvernul României, pe-n față, și primul ministru este speriat, este superstițios și a spus să dispară pisicile. Cum, domnule, chiar așa e superstițios? Asta e prima preocupare a primului ministru, să dorească să dispară aceste pisici negre. Zic, bine, doamnă, am reținut, zic, o să trimit pe cineva. S-a întâmplat vineri, m-a sunat într-o vineri, acum două săptămâni. Zic, o să trimit pe cineva luni să prindă acele pisici, să aducă niște capcane de pisici. În sfârșit, dacă spuneți dumneavoastră că așa este. Zice, domnul Marinescu, e urgență că două deja au murit. Zic, domne, zic, stați puțin, zic, două au murit deja. Zic, stați, domne, cum au murit? Păi zice, au murit și de-aia să le trimiteți dumneavoastră repede pe cineva să le ia. I-am cerut numărul de telefon, mi-a dat numărul de telefon, am sunat înapoi după ce am închis telefonul să verific dacă într-adevăr nu a fost o glumă, sun, îmi spune, răspunde cineva, nu o pisică. Răspunde Moțanu. Nici Cotoi, bună ziua, sunt eu, nici Cotoi n-a sunat, n-a răspuns din Parlamentul României. Că e un Cotoi, da, știți că e un deputat pe care îl cheamă Cotoi. Știu, de la dar acum nu pot, nu râdem de numele așa, omului. Sigur, sigur. Și mi-a spus, zice, da, domnule, Guvernul României, mi-a răspuns o colegă de-a dânsei, într-adevăr, domnule Marinescu, solicitarea noastră este, dacă vrei să ne ajutați, să trimiteți pe cineva să prindem pisicile. M-am convins că este adevărat, am vorbit cu Marcela Lungu de la Fundația Cuțu Cuțu, căței să înțeleg și cu pisicile la noi, fiindcă suntem iubitori de animale. În sfârșit, când s-a dus Marcela Lungu luni, deja presa a aflat, primul ministru s-a agitat, în sfârșit s-a dat bărbat, a vrut să facă pe un Putin așa mai micuț, a zis, cum, domne, nu mă sper eu de pisici, nu știu ce, nu mai vreau să prindeți pisicile, nu știu, deci s-a întors la 180 de grade. De asta vreau să spun, deci uite, primul ministru al României este superstițios. Și unde-s pisicile, că n-am înțeles? Pisicile sunt încă la Guvernul României. Am înțeles că îi salvează de șobolan. Chiar i-am spus doamnei Lefter, zic, doamnă, dar pisicile sunt bune, ce dacă sunt negre? Așa le-a lăsat Dumnezeu, nu? Sunt negre, sunt albe, până la urmă, prin șobolanii. Să le pună un perhidrol elegant, să le facă o decolorare. Am spus, prin șobolanii. Și zice, domnule Marinescu, adică ne insultați? Domnule, nu m-am referit la șobolani, nu la demnitari. Deci astea au fost discuțiile mele cu angajații guvernului. Pe mine mă omoară ce... Parcă e șablon, adică mă uit în trecut, că știi foarte bine că am prins și perioada aia și am stat aproape și acum. Și cum le preiau, domne, zici că sunt aceleași personaje, acum la aceea cu coșii, cântau coșii la Snagov și lătrau câine și... Deranjau, da. Bă, dar fiecare care... Omorâs cocoșii că ascultă, mă rog, da. Bine, legenda era dacă îi aude Ceaușasca și... Nu că îi aude, mă, făceau aia și lătrau câine și iscula. Și, mă rog... Adică, și cum, dar toate, nu numai în acest...
cu animale. Efectiv, cum ajung acolo, domne, parcă dau toți în aceeași... În aceeași boală, da. În aceeași boală, domne, fantastic. Nu putem să ne detașăm, domne, după atâția ani că am intrat în chestia asta. Și la Casa Albă, apropo de asta, e o mândrie să crești animale, totdeauna, da? Deci, haideți să nu uităm că Bill Clinton a avut un motan. Hai să ne gândim că la reședința... A avut un motan și o Monica Lewinsky. Motan celebru și o pisicuță. E cum să schimb automat când ajung acolo, domne, și cum nu vor să mă... Pe mine mă fascinează așa, că urmăresc cum se cramponează de putere după aia. Eu vorbesc la absolut toți care au fost. Nu, n-am niciun participat cu niciunul. Toți ajung sunt niște oameni extraordinari, vorbesc cu ei înainte, sunt deosebiți și oameni pregătiți, adică vorbesc numai la funcțiile cele mai înalte. Și prin, domne, cum ajung acolo, le ia creierul. Toți sunt pregătiți bine de serviciile secrete. Dar nimeni nu mai vrea să plece, toți vor să devină, toți se bazează foarte mult pe securitate, cum e acum, pe ascultări, pe dosare, adică nu s-a schimbat, au trecut 20 de ani, nu s-a schimbat absolut nimic. Toată lumea a rămas, parcă doar fețele li se schimbă. Am uitat. Domnul Serghei Mara, la reședința primului ministru din Marea Britanie, întotdeauna... Downing Street 10, da. Este întotdeauna un motan. Întotdeauna ei, în tradiție, reședința primului ministru are în dotare și un motan. Primii miniștri pleacă, reședința rămâne și motanul rămâne. Deci, cred că la fel se va întâmpla și cu Ungureanu. El va pleca, bănuiesc că nu prea curând, nu prea târziu, anul ăsta, dar pisicile alea negre vor rămâne acolo și sper că vor ajunge niște iubitori, niște iubitori de animale. Știi cum să spune omul care iubește animalele, iubește și omul. Da, deci corect. În momentul în care ai animale, cred că ți se tăi și prietenii. Mai renunți la unii dintre ei. Hai să spun că părinții mei de un revelion, noi avem câine, mă rog, eu de când mă știu am animale, da. Dar primul cățel și făcea un revelion la niște prieteni și amicul lor s-a exprimat la telefon și poate lăsa și voi de data asta javra aia acasă. Nu s-au mai dus, Doamne, la revelion acolo. Da, adică devine membru al familiei. Și la noi la fel. Deci noi avem prieteni decât iubitori de animale. Copilul meu care are un an și ceva crește cu câine și pisică, exact, în casă. Și mai danez la... Dar e adevărat, eu cred că nu trebuie să depășești o anumită limită. Că sunt unele care cresc, nu știu, 50 de pisici, 60 de pisici. Bun, și acolo nu mai e normal. Sunt niște probleme, într-adevăr. Exagerează cu toată un iubitor de animale. Am uitat să spun SMS-ul, am primit deja că telespectatorii noștri sunt mai deștepți decât noi, cum îmi place mie să zic. Cei invitați de elită, aveți felicitări. 1240 e numărul de SMS la care ne puteți transmite mesajele voastre și, bineînțeles, felicitările cu ocazia zilei de naștere a maestrului Iurie Darie. Îi le vom transmite pe toate. De asemenea, suntem online pe Facebook, la seara cu Serghei și Mara. Așa că vă așteptăm. Știi că Iura și Anca sunt mari iubitori de animale. Am participat împreună la zeci și sute de meeting-uri pentru protecția animalelor. Ei fac parte din federația unde sunt și eu implicat foarte tare și ne dorim să salvăm animalele și mediul. Au și ei un cățel, din păcate, în trei picioare, Steve îl cheamă, da. Și un motan Zambi, nu? Zambi, da. Și nu se bate cățelul, nu sunt prieteni, pe am în casă, da, dorm împreună cu noi în pat. Dorm împreună, nu? Și eu am la fel, Serghei și pisică. Mi l-au lăsat pe Steve când era atât în fața porții într-o cutie. Iar acum e o chestie așa de mare și Iura spune de multe ori că Iura doarme la perete, ce... Mai împinge-l puțin că o să ajung să dorm la vecini. Vă întreabă cineva, doamna Pandra, care e secretul dumneavoastră de arătați așa de bine? Cristina din Brașov. Draga mea, Cristina, secretul meu, uite-l. Ăsta e secretul meu. Noi râdem tot timpul, ne iubim și... lucrurile urâte încercăm să le evităm. Asta cu butoaiele, cum s-a finalizat până la urmă? Eu v-am văzut prima emisie când a început licitația. Din păcate nu v-a mers vândut, cu crama. S-au vândut, chiar da? În studio. Da, da, da. Așa? Și s-au mai vândut din ele, mai aștept acum, pentru că cele două de 500 de litri nu ies pe poartă. Eu uitasem că le-am cumpărat de la Pitești, am fost împreună cu vărul meu Nică Purice, și le-am luat desfăcute. Și a venit dogarul Dumnezeu să le ierte și le-a făcut direct în pivniță. Am pivniță, deci, da. Trebuie... Dar de ce n-a mers afacerea noastră cu crama? Pentru că ne-au furat toți.
Am stat cu Iurea 2 luni la vânzare până iarăși am luat pe cineva, până când iarăși... și pe urmă am renunțat. Am zis că nu se poate. Adică nu pot să te cantonezi numai acolo. Mai ales că eram vrac. Înseamnă că renunțăm la meserie, renunțăm la tot și ne cantonăm în magazin. Și vreau să spun că e mai bine, că suntem mai liberi. Casa noastră în care locuim are 208 ani de la bunica mea. El a văzut-o de afară, trebuie să... Foarte frumos. Cineva în zona Floreasca, da? Am înțeles că... Da. Și... Stăm singuri, liniștiți. Ia spuneți-mă, urmăriți, am o curiozitate așa, dacă urmăriți știrile astea mondene, emisiile astea gen, nu știu, un show păcătos, Cancan, nebuniile astea, scandalurile, vă... Nu. Aveți vreun gen Divertis, de curiozitate? Atât. Bine, Divertis, să zicem că e altceva, alt gen de umor. Nu. Aici, mă rog, e un umor, dar natural, de multe ori la scandalurile astea, așa zis, mondene. Deci nu vă uitați, n-aveți... Nu. Cunoașteți personajele? Nu. 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 Vi se pare o infuzie de vulgaritate în ceea ce înseamnă televiziune? Vă întreb ca oameni care ați apărut la televizor înainte de 89, când era numai calitate. Da. Asta vorbeam mai devreme în emisiunea anterioară despre faptul că TVR nu mai face spectacole de teatru. Fiecare marți era o piesă de teatru înregistrată. Pe TVR 2, parcă. Deci nu mai fac recitaluri de poezie. Eu am făcut cu Vornicu, Dumnezeu să-l ierte, recitaluri de poezie și așa mai departe. Deci sunt lucruri de cultură care... TVR-ul s-a făcut politic, nu mai e televiziune. Da, total. Cine vine la putere, îl acaparează și îl ia politic și așa. Și afaceri. Domnul Sergei, fiindcă au o datorie de 100 de milioane de euro la stat. Vă dați seama că toți banii s-au dus în buzunarele. A fost un show, la un moment dat, Sergei, se chema Spitalul de Urgență, știi? O chestie. Sau La Urgență, făcut de Televiziunea Română. Un gen de serial, vreau să copieze astea. Și costa 150.000 de euro un episod. Enorm, de trei ori prețul. Atât costa, da. Era un flat, luau banii. Banii. Nu se compară ce făcea Vornicu, ce făcea Bocanesc, ce făceau... Era cu o firmă externă care, mă rog, televiziunea o facă de mulți acum. Iar acum îl readuc pe Mircea Radu, prezentator de știri, în 2 zile. Tot fac promo, îl pun pe Mircea Radu. Da, mie mi se pare, puțin și eu vin din știri, dar odată ce am pășit în chestiunea asta de divertisment, îți cam pierzi credibilitatea. Când tu ai prezentat, da. Eu nu un om serios. Sigur, da. Nu se pui și ce? E o neserioasă? Nu, dar el a picat acolo așa, dar el are altă structură. Pentru știri, cum îl știu eu și cum îl cunosc eu așa, și cu oamenii care stăie mult mai mult spre știri. Crezi că mai e credibil astea după ce a făcut din dragoste 7 ani și emisiuni de muzică? Mă, poate întâmpla orice. Aia e altceva. Suntem țara tuturor. Apropo de asta, deci era serialul acela cu Amza Pelea. Da, l-am văzut. Da. Și când Amza Pelea l-a jucat pe Ștefan cel Mare, sau nu, Mihai Viteazu, în sală se auzea așa: uite-l pe Neamărin! Apropo, da, pentru că le etichetau ca... Apropo de Mircea Radu. Da. Știi, s-ar putea să nu fie, să fie ce spune Sergei, dar s-ar putea să fie oamenii, timp de 7 ani, au fost obișnuiți cu el altfel și... Nu știu, îi doresc succes. Da, știți cum se zice, că în televiziunea română e bine să ieși la pensie de acolo, că e cel mai serios. Noi avem o vorbă printre gazetari: băi, când mă satur de meserie, mă duc să ies la pensie din TVR. E o cutumă așa, dacă vreți. Din păcate nu înțeleg de ce nu vor să facă performanță și de ce totuși au acele emisiuni culturale, dar la niște ore absolut imposibile. Eugenia Vodă, de exemplu, care mie îmi place tare mult. Și de unde chiar ai ce învăța și cheamă niște oameni de mare valoare, mutată târziu, în noapte, nu înțeleg. Dar nici măcar n-au dat filmele românești de mare succes, le-au dat televiziune particulare și care au făcut rating, dar au rupt în două cu filmele românești. Da. De ce? Eu zic că mai normal era să dea televiziunea
națională chestia asta, pentru că astea fac parte din cultura noastră. O televiziune poate să fie anumică a turcilor sau alea, dar nu are nicio legătură cu cultura mea. Nu poate simți. Și normal trebuia să dea filmele care sunt, mă uit cu o mare plăcere la filmele, fiind și aici maestru între noi la filmele noastre românești, care au fost... Bune, dom'le, ce poate să zic că e orice, au fost filme adevărate și multe, multe, mă uitam și la, chiar și la comedii. Păi cum? Chiar și la asta, sigur, nicio legătură cu ce să seria aceea cu bedeurile în care a jucat, pe care nu, da, a avut eu știu pe din afară. Și care au fost mai înainte de bedeuri, cu Vacanța la Mare, cu toate alea care a jucat. Dragoste la zero grade, care eu l-am prins mai în vârstă decât ea. Nu se vede, frații Jder, da. Bede la munte și la mare. Deci alea, vedem acțiunea acum, îl vedem în fiecare săptămână la un post de televiziune turcesc, în loc să-l vedem la televiziunea națională. E regretabil ceea ce se întâmplă. O groază de filme, numai să-și filme istorice, dar filme bune și astea alte. Eu mă duc și în spate, care erau cu Calvoreanu, cu, adică mari noștri actori care au fost filme tari de tot, cu Sandu Sticlaru, cu filmele vechi care eu le mai văd pe discuri cu Ciubotărașul. Și le mai văd. Și tineretul nu le vede și sunt filme chiar bune, exact, bune, bune, exact. Bune. Uite, dar nu, și care educă, măi, Sergiu, mi-amintesc că am văzut Codin, da? Și Codin, fiu tare de tot Codin. Păi, nu l-am revăzut, adică a trebuit să recunosc cu tristețe când mi-am dorit să revăd acel film, să-l fur de pe internet. Pentru că niciun post de televiziune nu-l mai dă. Adică istorici al lui, da, Sergiu Nicolaescu. Sugem ca o sugativă tot ce e de afară, prost, bun, nu contează. Exact. Și facem ceva pe ceea ce înseamnă o valoare română. Dinică, Florin Piersic, la fel. Sigur, mare actor. Da. Și nici acum, cum se fac filme, dar uite, tinerii cu greu reușesc să mai facă filme. Vorbeam cu Gheorghe Zamfir astăzi și era foarte dezamăgit de ceea ce se întâmplă la noi. Dom'le, nu se promovează absolut deloc valorile în România. Televiziunea națională are obligativitatea să fie o televiziune educativă. Pentru că ei, două secunde, mă scuzați, ei și-au banii de la noi. Exact. Televiziunile private trebuie să dea ce să cere ca să autofinanțeze. Nu că dacă, dar e obligația a lui banii autonomia ei să promoveze lucrurile de altă și cultură și astea care nu sunt legate de bani. Mă uit la televiziunile particulare în general, deci promovează numai cei 3S. Sex, scandal, nu? Și sânge. Apropo, ca să nu ne îndepărtăm un pic de subiect, noi am pregătit așa niște imagini cu Iurie Darie din filmele în care a jucat, dacă o parte din filmele în care a jucat, că ar însemna să stăm până mâine dimineața aici. Câte filme are, apropo? 72 de filme. 4 în Germania, unde a primit premiul de interpretare, roluri principale, 2 în Iugoslavia, 1 sau 2 în Bulgaria. Extraordinar. Da. Haideți să vedem materialul și revenim. Cu fanfară! De ce n-ar fi? În fond, grădina lui Dumnezeu e mare. S-au cerut mai multe echipe de băieți descurcăreți. Tu dă o recepție în cinstea vechilor săi colaboratori. Da, a luat și niște premii. Înseamnă că s-au gândit la toate. Îi sosește icoana până la ora H, o întinde cu avion. Vezi, anișoară, eu nu sunt de acord. Dacă e altă femeie în viața lui, dacă e pe cale să se însoare, tu unde te bagi? Îți interzic să-l mai vezi pe bratul. Clar? Sunt tatăl tău. Alo? Bravo, mai auzi și o veste bună pe ziua de azi. În general, a reușit. Am chemat aici să vă felicit. Domnule, stați o clipă. De ce nu organizăm, domnule, un spectacol mare de varietăți, ceva tineresc, cu muzică, cu dans, cu umor, nu? O revistă bună cere done de talent și haz. Trebuie să încerc o dată. Să nu cad, să nu cad. Mi-au crescut aripile, nu mai pierde clipele. Pleacă în zbor, e ușor. Nu te ascunde penele când îți mers cu genele. Cât un nor trecător.
da. Nimic. Bravo. Nimic. Ce simțiți când vedeți imaginea asta cu dumneavoastră? Cum? Ce simțiți când vedeți imaginea? Vă uitați la filmele cu dumneavoastră? Vă mai uitați? Că sunt tânăr? Asta nu se îndoiește nimeni, observăm. Ah, bine, dar eu am făcut... când eram tânăr și am făcut rost de... multe filme. Uite așa. Numai așa luăm. Și ăștia, și aia, și aia, alții, și aia, alții, și așa, și așa, și așa, și așa. Îmi făceam o anumită... să aveau nevoie... că mereu aveam senzația că nu știam de unde vin și ce fac, unde se duc și ce fac. Ați lăsat multă iubire în urmă, da. Maestre. Da. Și în urmă, și în prezent, și în viitor. Acum aveți milioane de fani. Da, iubire. Mai urmăriți filmele cu dumneavoastră acum? Dacă filme. Se difuzează pe la alte posturi? Da. Da? E cum să zic, da. Da. Și de obicei Iurea nu-i mulțumit. Ei, na, nu pot să cred. Ba da. Cum, adică te uiți la poftim. Da, și declarație de dragoste că acolo trebuia, nu știu cum, sau... Da. Da, e așa, critic... Da, autocritic foarte bun. Ia-o pentru acolo. Că, da, iubirea mea, așa a fost tot timpul. Vroia mai mult, mai mult, mai mult de la el. Păi nu poți să ajungi la nivelul ăla decât dacă vrei, din ce în ce mai mult. Sigur că să, să nu te mulțumești cu te plafonești la revedere. Asta înseamnă o perfecțiune. Normal. Să pui ștacheta foarte sus. Cu voia noastră vă citesc așa o parte din multele mesaje care au venit. Mă simt obligată să o fac. La Marieta Dumitrescu spune la mulți ani, Iurie Darie, multă stima Ancăi pentru devotamentul ei față de soț și multă sănătate amândurora. Cineva comentează legat de sunt zeci de mesaje de la mulți ani, sănătate, la mulți ani gigantului Iurie Darie, toate conțin aceleași urări, în primul rând sănătate, nimeni nu vă urează și de bogăție, știți? Dar cred că bogăția este dumneavoastră, sufletească. Aia vreau să spun, e că vă aveți unul pe celălalt și că asta vă ține totuși vesel și tineri. Până la urmă, avem împreună 26 de ani, am împlinit pe 15 februarie anul acesta. Exact vârsta lui Serghei Mizil. Împlinește luna viitoare 26 de ani. De când s-a eliberat? Noi avem niște glume aici. Da. Foarte bine. Iar Iura împlinește peste o oră frumoasa vârstă de 83 de ani. Da. Noi am s-a născut în comuna Vadu Roșca. Rașcu. Vadu Roșca în 1929, deci pe 14 martie, în perioada aceea acea comună era cuprinsă în România Mare, acum din păcate nu mai e cuprinsă în România Mare, este în Basarabia. Și uite că Iurie Darie a rămas alături de noi, alături de români, să le facă viața și mai frumoasă. Și mulți alți actori și Stella, exact. Popescu a avut, este tot basarabean, exact, că, din câte știu eu, și tot aici a decis să rămână. Despărțită de familie o perioadă destul de lungă. Și Cornel Vulpe era și Cornel Vulpe, da. Da. O să revenim cu invitații noștri și cu o surpriză. V-am adus o formație despre care nu știu cât vă amintiți, dar v-a cântat atunci când maestru v-a cerut de soții într-un da, studio de televiziune. Artiști și artiști populari. Revanșa starurilor se numea. Nu mai țin minte, ba, da, și o prezenta Pepe. O prezenta Pepe, era difuzată pe Antena 1 și o să exact. Vorbim despre acel moment imediat după o scurtă pauză de publicitate. Pauză și revenim.